Hai, salut băieți și bine m-am găsit la un nou episod de pe canal. Băieți, de data asta suntem alături de Etupi Laker. Salut, frate. Salut, salut. Bă, în primul rând, înainte să începem videoclipul, să vă zic exact despre ce e vorba. Vreau să-mi cer scuze pentru că am fost inactiv în ultimele zile și în același timp vreau să vă mulțumesc pentru suma de 8.000 de abonați pe care am atins-o în seara asta. În clipul de astăzi o să facem un podcast gen cu Etupi Laker, o să-i luăm un fel de interviu, să vedem care e treaba și dacă vreți puteți să-mi lăsați în comentarii pe cine vreți să mai chemăm. Am mai filmat deja cu două persoane, nu vă zic numele, o să vedeți voi clipurile pe canal, o să le pun pe rând fiecare și hai să dăm treaba. Ești gata, băi, Etupi Laker? Da, sunt gata. Vezi că nu te-am auzit. Da, sunt gata. Bun. Bă, înainte să începem cu Sampu și cu astea, ți-am zis că începem cu o întrebare care n-are legătură cu Sampu. Cât face 7-8? 5-6. Bine! Bine, unorul pe matematică. Da, mă. Care a fost primul server pe care te-a apucat? Gen, și cum ai aflat tu de Sampu? Eu m-am apucat pe România Gold Star. Mamă, n-am auzit în viața mea. Ba, pe când a început, gen, prin 2000, sau în 2008 a apărut GTA-ul. Așa. La final de 2009 am început. Ok. Na, erau, pe versiunea pe care am prins-o era 0.3C. Hai de capul meu. Au și pe eu nu le-am prins, dar de la C în sus le-am prins pe restul. Dar cum ai zis, Gold Stunt? Era server de stunt? Da, Gold Stunt. Sunt și poze pe net, dacă nu ești o grămadă. Și... primul gen RPG, primul server RPG care a fost Baghet, presupun, nu? A, nu, Bihud. A, Dream, Bihud. Da, n-am jucat RPG-uri. Nici RPG-uri. 2008, până acum. Am jucat pe Stunturi. Să mor tu. Da. Oate. Pe Stunturi și mai jucam pe din alea de Deathmatch, știi? Dar nu era, nu erau cum se zice de War. Erau, pui mei, da, ce zici, luai arme și te omorai pe stradă așa. Da, da, da. Na. Deci pe Bihud, da, și... RPG-uri Bihud e primul și... De Bihud cum ai auzit, de gen? Când te-ai apucat? De la deschidere sau? Nu, nu de la deschidere. Cred că după un an? Doi? Nu mai știu. Da, după un an și ceva. Și cum ai de la Răduc? Cred că de pe la clipurile lui, știi? Da, mă uitam așa random și mi-a apărut pe feed pe YouTube și am aflat. Bun. Deci dacă te-ai apucat pe Bihud, primul RPG, care a fost prima facțiune pe Bihud? Instructorii. Instructor? Cum? Bă, toată lumea care, cu care am filmat înaintea ta, că ți-ai mai filmat, a fost cu instructor să mor eu. Bă, îmi și amintesc că acum era unul flow, parcă... Păi, dar am ciocan, știi, el la modul ăla, bă, nu crește. Atunci m-am apucat, aveam level 15, cred că, nu știu, că trebuia level 15, parcă, pentru facțiune. Da, da, 15, nu, 10, nu mai știu, în fine, da. Nu, cred că 15, 100%, că așa era, era 15, departamentele erau 20 și... Da, da, da. Mafile erau mai mici, sau ceva genul, nu mai știu, în fine. Câte zile ai stat în instructor? Hai să continui, să zic. Na, am aplicat acolo și pui mai eram pe joc și după vreo 10 minute și finalmente mă trage ăsta, mă trage, what the fuck, îmi scrie ăsta că ești pregătit să duci test, că am mă acceptat, știi? Da. Ești foarte rapid. Na, și mă duc acolo cu el, mă ia în mașina aia verde, începe să-mi pună întrebări, eu o ciocam acolo. Și na, mai știu că am mai citit acolo ăsta, aveam și pe telefon deschis formul. Ce am răspuns? Am testul cu aia. Vrei să minte? Avea așa AirPod-uri ureche futuri. Băi, na, tu ești next level, tot i-am făcut telefon așa cu sărăcie. Și hai să zic, na, și-am dat ăsta, bă, și eu n-am știut că avem parte practică din început, pula mea, eu am dat ăla teoretic și se au, știi? Da. Și îmi zic, ești pregătit să dai test practic, și în mintea mea, vreau mă prost ăsta, ce test practic? Și ăsta era și liderul, știi că eu cu liderul am dat. Da. Na, și pui mei, începeți, practic, ai pregătit CMD, întrebări, mă gândeam, ce dracu e la CMD, mă? Eu nu știam, frate, ce e la, e nici de întrebări.
Și eu zice, caută pe forum, pui mie, m-a dat întrebările. Și după aia, am dat și CMD-ul, după aia, nu știam ce dragă, nu știam să instalez. Eu aveam de acolo... Leo îl foloseam doar pentru coduri în pui mei. Na, și mi-a dat CMD-ul și zice, tăi, na, poți să începi. Ia, bă, până la și îmi zice, încep cu start lessons. Și nu este San Mare cum ce ar trebui să fac înainte să încep. Ia zice, bă, frate, nu știu, nu știam ce la CMD ești, poți da mai să dau test. Da. Și m-am descurcat pe lor, m-am luat cu 2-5 din 3, dar nu contează că am luat. Da. A, a fost așa instructor, prima facțiune, nici nu mai știu cât am stat acolo, că după mine a fost Arda, știi, a fost lider. Da. Fix după flow ăla, cum de na, și mi-a dat, și a fost și tester acolo. Ai tester? Da, după ce a renunțat liderul, eram cel mai vechi jucător din facțiune cu rank 5, știi? Nu mai era altul mai vechi ca mine. Și aveam vreo 5 ceva de zile, parcă. Am mai renunțat, mai nu stăteau, știi? Mhm. Și mi-am dat, m-a luat arta așa pe, pe joc și mi-am vrei tester, nu știu ce, mi-a explicat fața cu test, pe acolo mea. Da, am dat prima facție. Da. Dacă tot ai zis de coduri, ai fost vreodată banat? Bă, am fost banat, e pișul de pe lume. Gen, bifurt când am venit, da mă, de cât zic, credent, m-am apucat și păi mi-am zis că trebuie să faci ore și bă, asta mi era cel mai cancer, mi-am fac ore. Și pui mei, eu oricum știam cu codurile și acum mă știu cu codurile. Că eram pe stand, știi, și mai aveai, na, wallhack și fly-ul într-un tip. Era permis surf fly-ul, știi, deci mereai, așa se numeau gang-uri, știi, teritorii pe care le capturai cu teritorii la clan. Na, erau baze făcute și, bă, într-un timp era permis cu surf fly-ul și dădeai, frate, cu surf fly-ul în bază la ei și părgeai. Na, și... Am văzut plumb că trebuie ore și am căutat pe net, da, cum să faci ore repede, chestiile astea. Și am făcut și cifruri din alea, după, mereu să faci ore. Și da, mă eram așa, eram familiar cu codurile, știam ce coduri să le combin în așa fel că să nu fiu banat. Da. Nu o să le zic, na, în fine. Și mi-e dau să dau asta cu... Na, mi-am băgat ăla, am văzut că merge, și nu merge așa, că o săptămână la rând să mor eu berea blanauă dimineața până seara. 24 de ore jucat. Da, deci mergea, știi? Și... da, am luat și un cod din ăla să trec prin pereți și am zis că, bă, pula mea, mă vedea pe stradă că merg așa, s-a cadat, îți dai seama, mă vedea adminul. Da. Și, na, am luat și ceva așa să nu mă vadă adminul pe mă, și m-am băgat într-o clădire și am făcut acolo, într-o clădire. Și stau și eram dimineața la magazin, nu mai știu, pe la 8 și ceva. Dar am să te-ai zis, las toată noaptea, lăsam să meargă. Da. Și am fost la magazin și văd în puii mei notificare, eu aveam notificare pe telefon. Am intrat pe panel să văd dacă ce mai e cu contul, dacă mai e, că de obicei luai kick, parcă dacă te foarte mult. Da, dacă te miști, e kick, da. Da, exact, luai kick și am zis, hai să mă uit, mai e cont acolo. Și am văzut că nu mai ies și am văzut acolo că-s bana și am zis, vai de mă, cum m-au găsit? Da, din meu gând era... Gen, nu eram trezut sau ceva, mă întrebam, bă, cum trec, cum a văzut ăsta, că era imposibil, că mi-am luat toate măsurile de precauție, n-avea cum să mă găsesc, că numai dacă dădea spec random, da. Numai dacă dădea spec random și nici atunci măcar, dar mă găsea pentru că nu putea să stea spec pe mine, știi? Ah, să mor tu că nu putea. Da, nu putea să stea spec pe mine și de aia, că eram mult pe joc și nu poți să dai spec, bă, ceva pușcă. Și nu, votul la mine poți să dai și când vezi că nu e acolo, unlucky boy, gen zic. Da. M-a banat maică cu aia și am făcut am bani, s-au pus dovezile. Eram așa foarte revoltat că ce am făcut, că am fost până la baie și am primit bani și nu astea, știi, vrăjările de copii. Da, da. Ca la început, da. Da, și bă, uite, m-a dat banul rămâne. Și după aia am fost revoltat, am făcut, gen, cred că la Cage. Cred că și zic, am reclamat. Eu am fost admir, mă, înseamnă când ai început tu să joci aici pe Behood. Păi erai, eu nu eram. Da, erai. Că eram co-leader la Michael și KG era owner atunci pe timpul ăla, parcă. Da, nu știu, uite, reclamațiile mele. Dacă și zic, prima reclamație am făcut-o lui KG, așa. Că ce mi-a făcut? Nu mi se pare normal să dai loc la o cer. Ia, uite, vrei să-ți trimis să vezi? Poți să arăt pe live, nu? Pe live, pe clip. Bă, da, e public, gen... Haide.
Ah, dar nu știu dacă am acces. Am acces să văd eu ăsta? E la jucători, tu poți vezi oricum numărul de camare. Da. Așa să-mi pun pinul. Mi-a făcut și mie un post, dacă totul dai în astea. Ia. De 3 ani. Deci ai altă reclamație de dovada. Mama, cu 3 ani ești nebun. Mi se pare deloc să dai loc la o cerere. Îți dai seama că am încercat să mintă pe mine. Găsiți-mă. De aia zic că unii cred că mint și gata, mă jucăm, dar eu știu cum e să minți în ultimul an, să te crezi și tu singur. Și o vorbă de aur să le dau la tot. Bă, dar ce text aveai să mură exact ca un sampist ăsta începător, pârlit. Da, de aia zic. Băi, cu mașina să dau licențe la CNN, într-adevăr am greșit. Dar zici seama că am mințit în așa hal încât și eu credeam cu ei că ne vrea ce zic. Mințit, dar nu era chiar 100% mințit. Nu știu ca să o puneți încât pară că o greșit. Prima batere a fost o greșeală, n-am făcut intenționat. Mamă, nu ți-a pusat de munca mea? Câte ori avem aici? Bă, nu mai știu câte aveam aici. Cred că aveam 100 și un pic. Eu zic că mergeam la top. Păi, uitați-vă. Deci uitați-vă un pic la postul ăsta și acum în momentul de față gândiți-vă că e owner și gen, cred că ești cel mai apreciat admin de pe server. E o diferență mare, rău de tot, mă, ești nebun. Adică aici dacă vedeam postul ăsta, nu știu, să-mi fi făcut o mie postul ăsta, mă pișam, ești nebun. Nu dădeam nimic. Păi aia zic, ce diferență să mor în doar 3 ani și unii dintre voi intrați la mine pe live-uri și vă plângeți că aveți 4-500 de zile prin facțiuni și nu luați cu lider și lider și că ziceți că se bagă pe pile. Păi ce pile să aibă, mă, pe tu pile, că a ajuns owner. Dacă uitați-vă ce posturi a făcut, el nici măcar nu știa cine e Răduc, e genul și făcea posturi la admin pe somp. Asta e că KG era admin 5 sau 4, ce trebuie la tine? Nu era owner, mă, KG. Nu era... Nu a făcut niciodată în 2006, nu, era. Atunci 5, da, era 5, Michael avea admin 4 și KG 5. Da, aia a făcut post, îndream că nu știam cine sunt boscheții ăștia, că nu-mi dădeau dreptate, că și în ambală, dar nu pot să-l deschid. Da. De că mă uite ce am scris aici în ambală. Uite, zice aici motiv invisible hack și zice imagine, la imagine i-am scris eu acolo așa cu creier, am luat crash. Na, o descrie din aia de pula mea. Că ăsta e boschetar, că nu, nici nu a pus dovada măcar. Și mi-a dat banul rămâne și de-aia m-am revoltat. Da, am văzut acolo că trebuia să spună dovada, că-i cer dovadă. Da, nu-mi dă dovada, îi dă banul rămâne. Ce mă ești pula mea. Da, ia, hai să fac eu post. Bă, Michael, eu am fost prieten gen cu el, că n-ai, am fost cu lider și stăteam mult timp cu el pe Discord. Într-adevăr, era foarte arogant, mă, foarte, foarte arogant, omul. Băi, eu cu Michael ieșeam, frate, că o să în Timișoara câțiva ani, știi, când eram în facultate, mă veneam cu el, ieșeam pe la terase, gen. Da. Da, nu știu, el era așa de treabă, dar era arogant, rău, gen, nu. Deci, dacă era el admin 4, gen, el nu... El l-a schimbat funcția, gen, știi, dacă s-a văzut cu admin și se credea mai sus. Mai presus ca orice alt jucător. Tot așa. Da, cum cu alt era de treabă în general, doar că n-a. Deci vedeți voi, că nu a fost nimeni perfect. Și toată lumea a muncit ca să ajungă. Cât și eu am muncit de când am luat, dar bine, continuăm mai încolo. Asta e o paranteză, știi? Că toată lumea a început de jos, toată lumea a fost sancționat, deci nu vă descurajați dacă a luat o sancțiune. Că uite, și eu am luat, eu am făcut post la cine am prins, adică nu e ca și cum... Asta, știi că am cerut întrebări de la jucători și chiar mi-am salvat aici că m-a întrebat unul că el crede că nu mai merită să joace pe Bihood, că are bani pe nu știu câte conturi, da bine, asta în 2019 și în LP nu știu ce dracu mare și chiar despre asta ai vorbit acum, gen, dacă s-a întâmplat, se întâmplă frate, la oricine, adică eu acum cum am luat restricții în staff sau tu dacă ai fost banat, uite, tu Pilaker a fost banat și acum e owner. Ce, nu te lași, mă, ești la început, greșești, îți repari greșeala, la un moment dat se uită. Păi clar. Na, bine, nu se uită, se iartă, dar se uită. Se iartă, da. Se iartă, dar se uită.
Da, mă, sincer, eu chiar mi-am și pregătit întrebarea asta, cream că te cunoșteai cu Radu de ajuns owner, dar nu nici pe aproape, dracu. Nu știam Te-a cu avut treabă cu el. Eu nu știam cine e, măcar. Eu gândește că primele săptămâni nu știam cine treacă owner. Le vedeam pe era și am văzut că e arogant pe joc, știi? Da. Tu te drag de fraier, știi, în gândul meu. Dar așa, așa, atunci erau arogați, mă, gesturi din aia, zici că aveau blau țanțul și păcat la cur, știi, la modul ăla. Bă, dar după banurile astea și prostiile care le-ai făcut, care a fost prima funcție pe care ai avut-o? Co-leader, leader, helper, ceva? Sau direct? Da, de fapt, helper sau ai fost co-leader, leader? Parcă, dacă ține bine minte, nu mai știu sigur asta dacă am fost co-leader sau nu. Dar nu cred, cred că am fost direct helper, știi? A început direct cu helper, nu? Pentru că prima oară cu lider am fost la Michael, la SPD. A, da. Și tu ai fost cu lider lui Michael. Da. Da, da, e altă poveste, nu intră în detalii. Nu, dar zic, și eu am fost și cred că după tine, în același timp când erai tu, ai avut vreo 300 și ceva de zile? Nu. Adică era altul. Nu mai știu. Eu nu mi-am știut DP-ul de când m-am apucat. Ma. Deci acolo e tot DP-ul meu. Bun, deci helper, după cât timp ai luat helper după ce te-ai apucat de RPG de Samjin aici? 150 zile, 150 și ceva, 160, cam pe acolo. A, deci 3-4 luni, 5, cam așa. Păi dacă am băgat codul la început, îți dai seama că nu a fost atât. Da. Păi, e ceva, da, bine, după banul ăla, gen mi-am reinstalat Windows-ul, am început clear, am... Păi, că n-avea rost, știi, adică au început să mă prindă. Da. Și n-avea rost, adică am văzut că pot să ieși bani permanent, am început să citesc acolo puțin, să văd despre ce dracu e vorba. Și am zis că bă, nu se merge, adică bă, niște ore, na, mai bine le fac eu, că nu prea, după banul ăla mi-a surat și cheful într-un fel. Da. Și nu mai eram așa stresat că bă, hai să fac ore, bă, mă jucam liniștit, cât făceam ore făceam, cât nu. Așa și eu. La început am făcut și eu exact același lucru care l-ai făcut tu, bă, dar eu mă duceam pe apă. Departe, rău de tot, stăteam câte 10-15 minute, bă, și mă trezeam cu bani. Să bă, pula, zic, cum dracu veni mă ăștia să mă găsească pe mine aici? Mamă, și făceam posturi și prostică, cum m-a prins pe mine? Că nu, că nu stai să vezi. Nu m-a somat corect, că dacă m-a somat corect răspundeam și prostii de-astea. Dar să ajunge el păr, bă, așa. După ce ai primit helper, după cât timp ai luat admin? 3 săptămâni. Să mor tu. Da. În 3 săptămâni de la helper 1 la admin 1. Da. Păi a fost prima, gen, am luat în weekend, sâmbătă sau nu mai știu când am luat de la... Dar fii și faza cu ăsta, am aplicat la helper. După 10 minute mă trage o cau parcă. Da, nu mai fost, oricum, ca orice, dar după 10 minute după ce am aplicat, na, eram pe joc, nu mai știu ce dacă făceam job sau cu sau o mărți, mai făceam ceva. Și mă trage ăsta acolo într-un interior și era mai mult, era Marcu mărții măsii, era Mari Marian, era Kenji, era Caucao și mărți, erau ăștia, știi? Da. Și mă tras acolo să-mi dea teste helper, iar tot așa am deschis... nu mai știu ce dacă am deschis. Oru. Am deschis și update-urile așa. Oricum știam gen chestiile basic și după aia am văzut așa ce se mai dă. L-am prins și pe Radu parcă pe live-ul, era la început când mă uitam la live-ul lui. Și am văzut așa cam mare ce se dă și știam întrebările alea. Totuși, ai deschis forumul cu update-urile. Da, gen, l-am scris și la fără rușine. A fraudat testul helper, n-a fost prins și a ajuns owner. Eu n-am zis niciodată că am fost cel mai corect jucător, că morții mă zic. Totul nu a făcut nimic. Nimeni mă, îți dai seama, da. Știi? Adică nu poți să zici că, bă, ai jucat corect la început, la fel. No, man. Bă, dar am sărit peste o întrebare. Ai dat vreodată țeapă? Sau încercat măcar să dai țeapă la vreodată? Sau ce legale, gen? Nici legale, gen, nu... Nici nu știam că se numesc ilegale chestiile astea și nici n-am făcut. Ce ai zis, bă, ăștia și vând averea, e ok, gen. Bună, s-a avut de la Radu, știi, de chestia asta, că vinde avere și aia, nu știam că dă cineva bani pentru asta. Adică, cum să zic, în mintea mea nu realizam faptul că unii dau bani reali pentru bani pe Samsung. Da.
Nici acum nu vine să cred, dar nu asta e. Nu avem percepția aia asupra averii, știi? Că bă, mi se primește pe joc. Știi, ceva pe joc, avere pe joc. Da, na, asta era. Te-ai gândit vreodată că ajungi owner sau ți-ai propus tu vreodată să ajungi owner un admin așa mare pe server? Bă, am aplicat, la el prea am aplicat din plictis, că nu mai aveam chef de, instructor și da. Nici nu aveam parcă chef să aplic în altă și nu pot să aplic în primii acolo, stau și-o puțin și cam mai e, știi? Da. În 3 săptămâni am dat admin 1, după aceea într-o lună și ceva sau 2 am dat admin 2, în câteva luni iar am dat admin 3. Admin 4 când am luat, cred că cale jurnului meu. Admin 5 când am renunțat Michael. Cam așa. Și admin 6 a venit Radu și ți-a propus sau ați vorbit gen? Bă, n-am vorbit, mi-am dat așa random pe joc. A, da? Da, n-am vorbit deloc, nu știam, eram la, oricum, are și click, dar eram la lucru. Mi-a zis într-o zi că vrea să facă un clip și că să intru și eu, că să vorbim de legale, ce vă mă, nu pot mai știu de lucru să fie. Nu lucru atunci, zic, bă, vorbesc, hai că pot, că aveam timp. Că eram acasă, știi, nu eram la birou. Și hai, pui mei, și mă ia acolo cu vrăjire din alea, că nu mai știu ce-o zici pe clip acolo, dar oricum știam că minte, adică nici n-am 10 ani, știi, să-i mă fraierește, ha. Da, da. Da. Da, după ce ai luat, mai de zis? Nu. După ce ai luat Toner, admin 6, te-ai gândit vreodată să, nu să faci abuz, să profiți de funcție într-un fel? Bă, nu, adică la modul ăla, iar și lui Radu, eu stau cât timp am timp și ai încredere în mine, când nu mai am timp sau nu mai ai încredere în mine, sayonara. Da. Adică nu știu dacă ai văzut, dar majoritatea ăștia care sunt owner și admin mari pe servere încearcă să profite, gen să abuzeze într-un fel, știi? Să-și scoată bani de pe urma punctii. S-a întâmplat acum recent la, nu dăm nume. Da, urât. Pompă pe tata era, dar e urât, știi? La modul ăla spui încredere într-o persoană și fuge cu serverul. Și pentru un nou, pentru un fondator de server, cum e Radu Kera, care e youtuber mai măricei, serverul ăsta poate e venitul lor, știi, și vine unul și își bate joc de munca ta, adică nu e o joacă, dracu, cum o văd unii, aha, pula mea, ajut, Samp, ai server. Bă, pentru ei poate chiar e banii lor de care din asta trăiesc ei, știi, de pe urma serverului. Așa, da. Adică orice joc la mine a fost strict un joc, știi? Nu m-am complicat. Da. Că și asta zic unii că, bă, cât te plătește Radu sau chestii de genul. Asta mai am întrebare, salvată. Hai să zic cu poveste și cu asta și cu clonul, dacă sunt discuții și cu abuzul și astea. Bă, de abuzat n-am făcut-o niciodată, nu o să fac și dacă e să renunț tot, nu o să fac. Adică nu are nicio treabă. E munca mea, e timpul meu pierdut. Eu, cum zic, cu Edison m-am întâlnit. Cu Radu nu, că s-a pus la șpriț și pula a uitat. Dar mai mă duc eu pe acolo și vedem. Și na, dacă ar fi să zic o chestie, cred că, nu știu, singurul corner în care pot să zic că au avut totală încredere. Nu știu cum a fost, dar era. Pentru că eu când am preluat funcția, bă, nu era mai nimic. Bă, nicio comandă, nimic, nimic. Gen, parcă era adminul 6 ca adminul 5. Bă, nimic, da. chel, n-aveam set, n-aveam nimic. Cred că avea alea de bonus și să dai PP-ul, dar alea era de Radu, gen, nu puteai să faci nimic. Da. Și na, după ce am venit, eu am făcut, frate, acum Radu, sincer, nici nu prea mai are ce să fac, că restul pot să le fac eu. În afară da, că n-am bază doar de asta, am vrut să zic, doar ce e legat de bază de date. Și că altfel, gen, comunicarea cu Edison, nu știu cum era comunicarea atunci, dar acum e altfel comunicarea. În caz de probleme urgente, ne ocupăm rapid. În caz de probleme pe server iară, na, ne ocupăm rapid. Da, mă, și asta se vede. Ți-am zis, cred că ești cel mai apreciat admin owner de pe toate serverele, să mor eu. Eu nu te-am cunoscut, adică eu nu am jucat pe server cât ai fost tu admin 6 înainte. Eu când m-am reapucat acolo, tu deja renunțasei la funcție. Nu știam cum te descurci și astea, dar din ce vorbea lumea, ești cel mai apreciat. Bă, în fapt, să meargă.
să vă distrați și voi, să aveți ce face pe server, asta e scopul. Știi, bă, să ai ce face pe server, așa? Dacă ar fi să te duci pe un alt server, ai nou de la capăt, nu pot să zic că n-ar fi greu. Chiar ar fi greu să te apuci pe un joc. Ai jucat, de exemplu, cu 2 ani, te apuci pe un alt, e cam greu la început. Parcă n-ai chestul ăla, poate de-aia nici nu ne apucăm pe ea. Da, doar da, că, da, față de alte servere, vă plângeți voi că, bă, e larg aici, că, bă, Radul e mist, sau că, bă... Da, mă, nu dar poți să ajungi la același nivel cu ceilalți foarte repede aici. Da, păi, dar aici, față de alte comunități, consider că ai ce să faci. Ai 100.000 de sisteme, se bagă o grămadă de update-uri săptămânal, zilnic, lunar, depinde și cum. Da, 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 de timp, nu de nu poți să faci un update din ăla, nu știu, pe un quest adună 10 obiecte și se trebuie să fie ceva gândit. Cum a fost asta cu joburile? A fost revoluționare, și nebun pe Samp, joburile astea. Aia zic, trebuie niște chestii, na, ca să te atragă, ca așa... Da, da, da. Că toate dacă serverele, dacă e, au toate, majoritatea lucrurilor în comun, nu sunt la fel toate. Trebuie exact să ai ceva și diferit, să... Păi zici, uite, de-aia să joci pe serverul ăsta, că avem asta, ăia n-au. Dacă tot e la fel, doar schimbată interfața, arată diferit trade-ul, ula mea, la ce să joc pe ăla? Da, cam asta e. Bă, și-ai zis tu că cât te plătește sau nu știu ce, în fine, de bani de la Răduc, tot întrebare am aici, ești plătit doar da sau nu, gen, dacă vrei să spui. Bă, și dezvolt, că n-am nicio genă, știi? Nu, dacă bă, ai voie, na, cum vrei. Da, dar nu, eu s-o oferit 100.000 de ori să-mi dea, știi, eu, bă, eu muncesc, eu, na, n-am prea nevoie de bani. Dar ți s-a oferit? Da, mi-a oferit un urmă de ori. Și a zis, bă, hai mă să dau ceva, că gen, era și lui târșă, parcă, că eu făceam o grămadă de chestii și nu... Da, îți dai seama. El considera că ar fi o apreciere, nu că ar fi ceva, da, da? Nevoie la... I-am și zis, bă, nu trebuie bani numai să mă înțeleagă că nu pot, știi? Da, da, da. Și eu cu job-ul, mai ies, mai plec, mai nu să stau 24 din 7 pe seama ca să ce, să fac ciuperci la acolo. Da, da. A, când am timp mă ocup, când nu îl anunț, că bă, uite, ai de făcut chestiile astea, că eu nu pot. Da, ok. Te-ai gândit vreodată să te apuci de YouTube? Bă, când am timp. Eu sunt IT-ist, gen, și nu prea am timp. De chestii de făcut. Da, da, da. Și trebuie să avansez în carieră, deci nu îmi permit acum. Poate fac tutoriale pentru IT-ist. Dar să am nicio șansă. Am făcut acolo live. E chestia că și pe laptopul pe care sunt am integrată și dedicată și mi-e greu cu OBS-ul și trebuia să dezactivez placa video și după aia să o activez iară ca să meargă OBS-ul și era futre și n-am. Nu știu eu, dar astea deja mă depășește. Na. Și de-aia are rost. Că tot am vorbit noi de admini vechi. Dacă ai putea să aduci un admin, să... Cred că poți, adică nu știu, ce admin din adminii vechi care au renunțat sau au luat remove sau au plecat, nu știu, ai aduce înapoi? Bă, nu prea am stat, în afară de, pe, în afară de Hyde, Calejon și Michael, așa ce am prins, nu prea am eu cunoscut adminii vechi. Hyde știu că mă înjura de fiecare dată când îmi întrebam ceva, că nu, tot încea. Dar de ce pula nu citești regulamentul, știi, și chestii de genul? Mm-hmm. Îi ziceam, dar tu de ce pula mea admin așa mare dacă nu vrei să ajungi pe nimeni, știi? Vreau și de asta îmi ține parcă data pentru asta. Da. Na, dar așa, cred că numai pe Michael, sincer, la asta aduce, că na, cu el m-am cunoscut cel mai bine. Mă, băi, n-a zis de hulă. Da, și făcea chestii. Știu că unii nu suportau, că era arogant sau... Bă, dar el era de treabă, mă, gen funcția, cu funcția avea el probleme, că gen na. Ți-am zis, el credea că dacă are funcția e mai presus ca oricine, bă, dar era de treabă să mor eu. Și eu îl știam dinainte să-i fiu co-leader, gen el m-a chemat să-i fiu co-leader, că i-a plecat un co-leader de 300 și ceva de zile, de-aia am zis că cred că poate erai tu, nu mai știu cine dracu era. Atunci l-am cunoscut eu mai bine. De parcă eram încă co-leader când era. De fapt nu, nu. Atunci când a renunțat, o zis că na, să-mi dea, am luat oricum și o să-i zic, și zis că îmi dă el FPK, că oricum renunță și să mai aibă, gen, să-l am eu pe el în FH. Înseamnă că tu ai fost co-leader după mine, că eu când m-am jucat nu renunțase, gen, nu, nici măcar nu se gândea la asta. Na, ducea așa. Bă, ce-ai schimbat la server? Un lucru, nu știu, care nu-ți place ție la server?
ai? Bă, ce nu-mi place. Da. E ceva ce nu-ți place la server și ai schimbat. Bă, am cam schimbat tot ce nu mi-a plăcut, sincer, în toată perioada asta. De când am dat 2006 până acum am tot schimbat chestii ce erau nasoare. Da, da, da. Atât pentru mine, că nu-mi plăceau, dar aveam feedback-uri nașpa de la jucători. Cum că ceva e greșit și le schimbăm, da, dacă era posibil. Dar așa nu am, îmi place. Singura chestie cred că n-aș fi băgat niciodată stage-ul. Că o ia razna. Stage-ul nici mie nu-mi place. Dar nu că o ia razna, că poți să-l dezactivezi. Că... Dar nu-mi place că, băi, e greu rău să fac raportul în PD. Da, dar e chestia că și... Na, are problemă doar când trece prin lângă un număr mare de jucători. Atât. În rest, e foarte bine, n-ai treabă. Și cu Premier, dacă are stage pe el, eu degeaba am inferiors că nu pot să-l prim pe ăla să-mi fac raportul. Uite, dar am înțeles că acum dacă îi dai automat, nu mi-a merge stage-ul. Ba, nu e adevărat. Sau dacă îi dai wanted atunci. Ba, dacă ai wanted... Cred că dacă e... wanted, cred că dacă are wanted, dar la somație da, nu. Da, atunci... Așa, și ultima întrebare, tu... Cum te-ai cunoscut tu cu Radu? Gen, când te-ai început să te cunoști cu el mai bine? Nu am cunoscut? Da, când? Că ai zis că nu știai de el pe la început. Ai fost de când am luat Admin 5. Pot să zic. Atunci am început să mă abdic mai tare, că făceam și etichete, îi scriam de probleme. Nu. Și cam atunci. Până atunci nu prea aveam treabă. Eu nici habar n-avea că să admin. Pierd de apurile atunci, în perioadele. Da, da. Până să iau eu admin 6, el de apurile, după aia am început să dau eu. După aia am început să dea chimic, tot așa. Chiar da, chestia asta, uite, și cu apurile, nu știu, cred că de singurul admin 6 care a început să dea apuri la admin. Bă, tu și cu era, știu că și era mai dădea că... Eu eram helper pe vremea când era admin 6 și el mai dădea, dar majoritatea timpului răduc, intrage în săptămânal, sâmbăta, duminică avea... program fix, gen ori sâmbătă, duminica dă de apuri. Dar puțin, foarte puțin era gen, ți-am zis, Radu intra de obicei. Da, așa zic, aici e o diferență mare de cum avea încredere Radu la început și cum are încredere acum. Poate și din cauza că e de chima, se le da, dar vezi că totuși cu el se știau de multe, de pe YouTube, de pe Ruby, Buggy, făceau clipuri amândoi că se țepuiau, erau prieteni, dar totuși nu cred că a avut încredere în el mai mare decât are în tine. Cam așa chestia asta, că am făcut și am luat adminul 6, știi, că era cam chel adminul 6. Ori eu scos accesele... Doar la asta să te gândești. Nu ori eu scos accesele, ori chiar nu le avea. Știi și cam atât. Da, mă, cam asta ar fi... Cred că, mamă, 35 de minute de video să mor. Cel mai lung clip al meu de pe canal, ești nebun. Asta e așa, 1000 de like-uri acolo și 10.000 de vizualizări, mulțumesc. Mamă, ți-au zis băieți, 1000 de like-uri și 10.000 de vizionări pentru clipul. La 1000 de like-uri facem partea a doua. Partea a doua, bani. Mersi mult, frate, că m-ai acceptat. Nici problemă. Care ați ajuns până aici, mulțumesc de vizionare. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să facem 1000 de like-uri. Și dacă sunteți pe canal, abonați-vă și aprindeți clopoțelul să primiți notificări. Eu am fost Hunor alături de E2Playker. Ne auzim data viitoare. Salut, boys! Pa!